Și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze cu prezența sa. Amin. Amen. Suntem aici la închinare, sunt câteva familii plecate, nu sunt în mijlocul nostru, sunt în alte locuri. Îi putem în rugăciune ca Domnul să aibă de grijă acolo unde sunt ei, să-i păzească, să-i ocrotească și să slujească Domnului acolo în adunare unde se regăsesc. Apoi aș vrea să vă spun, dragii mei, căci în cele ce urmează dorim să ne închinăm lui Dumnezeu prin cântare. Vrem să dăm loc tinerilor, copilașilor, surorilor, fraților și cred că fiecare am venit de acasă cu această dorință să lăudăm pe Domnul. Dacă aveți pregătit spre slava Domnului o cântare, o poezie, în cele ce urmează, din toată inima, vrem să facem acest lucru. Pentru că Domnul dorește și ne cheamă să împlinim și această poruncă. Să lăudăm pe Domnul, dragii mei, prin cântări și prin poezii, prin psalmi, prin rostirea cuvântului lui Dumnezeu, numele Domnului să fie slăvit. Și asemenea rugăciunea noastră, Domnul, să o primească și credem acest lucru că ochiul Domnului privește înspre cei ce înalță rugăciuni prin credință. Amen.